Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunteți la Hunedoara Votează, bine v-am regăsit. Invitații mei de astăzi sunt Dorin Gligor, liderul Partidului Democrat Liberal din județul Hunedoara. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cum aș face-o de altfel, oricărei televiziune ce ar promova ceea ce e atât de necesar, competiția corectă. Și candidatul Partidului Democrat Liberal pentru colegiul 3 Hațeg pentru alegerile parlamentare parțiale, Ioan Ciolea. Bună ziua, domnule Bună Ciolea. ziua și vă mulțumesc de invitație și... Aveți emoții pentru că sunteți la o primă emisiune, nu e nimic, o să ne descurcăm foarte bine. Așa să vă întreb, domnule președinte, de ce l-ați nominalizat pe Ioan Ciolea pentru a candida pentru colegiul 3, zona Hațegului, având în vedere că sunt foarte mulți primari, foști primari, care vor să ajungă în Parlament după ce Dara Doroșanu și-a dat demisia din Parlament, a ajuns la SF și acum a ajuns și în arest. Da, odată spre a ne diferenția de ceilalți, dar aș vrea să spun că n-a fost decizia mea personală, a fost decizia echipei și mi-aduc de aminte că hotărârea de a-l susține și desemna pe Ioan Ciolea ca și candidat la alegerile ce va avea loc în 25 mai în Colegiul Țării Hațegului, s-a luat la Hațeg, ne-am întâlnit membrii, colegii, președinții organizații din zona Hațeg și orice analiză o făceam din punct de vedere a capacității de a reprezenta zona Hațeg în Parlament, din punct de vedere a trasajului omului, pentru că, din păcate, avem foarte mulți parlamentari astăzi care își găsesc doar o ocupație în Parlament, omorând munca și speranțele multor români. Și din acest punct de vedere, prin firmele care le-a avut, prin salariile plătite angajaților săi, lună de lună, an de an, Ciolea are un trasaj pozitiv în urma sa Locuri de muncă create în zonă. de a face. Și atunci, din punct de vedere al loialității față de partid, indiferent cum analizam, cum discutam, fiecare coleg spunea Ciolea. Și așa am ajuns Deci ați votat la candidatura asta. în organizație ca domnul Era, Ciolea să fie da, candidatul din partidului. analizele făcute era evident că din orice punct de vedere aturile sunt de partea sa. De ce ați ales să candidați? De ce ați acceptat propunerea partidului? Sunteți în partid din 2007, în Din PDL. 2007. Am acceptat și mă sunt onorat din partea cel puțin a partidului pentru că m-a desemnat și a avut încrederea în mine pentru ca să fiu candidatul Partidului Democrat pentru Colegiul 3 a țării și din mai multe motive. În ultima perioadă n-a mai fost nimeni din Colegiul Hațel care să reprezinte cu adevărat Colegiul 3 în Parlamentul României, doar a fost mai mult bazat pe interese și au venit doar în campanie electorală și de a doua zi, sau chiar din prima zi, nu i-am mai văzut și nici nu puteam să-i mai întâlnim vreodată, cum de fapt s-a și întâmplat de s-a eliberat acest colegiu. Sunteți din Comuna Pui, sunteți un om de afaceri, aveți o afacere din ce an din ați pornit anul afacerea? 1992. Deci sunteți un om de afaceri din zona Din, Hațegului. da, și e un alt motiv, domeniul privat, care în ultimii ani a fost obstrucționat de mulți guvernanți care au trecut pe la noi și am zis că să pot să încerc să fac ceva pentru ei să particip la elaborarea de legi care să fie în favoarea atât în mediul privat cât și a cetățeanului de rând. Să sprijiniți mediul de afaceri pentru că de acolo pornesc foarte multe lucruri. Ați intrat în politică în 2007, n-ați mai fost la nici într-un alt partid?
N-am mai fost în niciun alt partid, care apoi s-a transformat în Partidul Democrat Liberal. N-am mai fost în niciun alt partid, este pentru prima dată în 2007. Și de ce ați ales Partidul Democrat Liberal? Am întâlnit niște oameni extraordinari la vremea respectivă și continuând la fel, care era domnul ministru Barbu, chiar cu dânsul am avut întâlnirea când am intrat și am avut încredere în dânsul și dânsul mine și m-a desemnat ca candidat la primăria Comunei Pui. Asta era în 2008, nu? În 2008. N-ați reușit să ajungeți reușit, dar, primar în Comuna Pui? A reușit un scor foarte bun, după că niciodată Partidul Democrat Liberal nu a obținut un scor de peste 30% în Comuna Pui. Într-o zonă în care liberalii au cele mai multe primării. Atunci, cum se întâmplă, ca de obicei, cu liberalii, au venit cu foarte multe povești scrise pe hârtie, cu proiecte care, de fapt, nu se regăsau în realitate. Și așa au dus foarte mulți cetățeni în eroare și lucruri care se întâmplă, care s-au întâmplat inclusiv acum și sunt proiecte care se discutau atunci și nici acum nu sunt finalizate. Bun. Deci conduceți o afacere de peste 20 de ani, dar cu toate astea ați ales să intrați în politică și mai mult să și candidați. Vă lăsați afacerea, va conduce cineva afacerea dacă ajungeți în Parlamentul României sau renunțați la mediul privat și... În ce privește... Vă lansați în politică mai tare. Afacerea o să rămână soția mea, care, dacă mă vede, îi și mulțumesc pentru sprijinul care mi l-a acordat întotdeauna. Foarte multe probleme, care sunt convins că foarte puțin femei din România o fac. Și familiei, bineînțeles, vreau să-i mulțumesc dacă se uită în acest moment. Și se ocupă foarte bine soția mea. Am oameni angajați care... sunt foarte bun și nu e o problemă dacă reușesc să... Deci merge mai departe, nu aveți problema asta să se renunțe la o muncă de peste 20 de ani și să abandonați fost, pentru că abandonați probabil și... i-ați abandonat și pe salariat și familiile lor, mă gândesc. Domnule președinte, o să vă bateți cu niște candidați care au deja niște funcții. Sunt primari, sunt foști primari. Nu vă e teamă că l-aruncați pe domnul Ciolea într-o luptă un pic inegală, având în vedere că ei deja au notorietate în zona respectivă? Sub nicio formă nu ne e teamă. Noi venim cu mesajul nostru extrem de clar. Da, sunt contracandidați, am înțeles, PNL, PSD are candidații care astăzi, nu știu, unul e primar, altul a fost primar. Da. Și cred că aici e o diferență și trebuie să accentuăm lucrurile. Ei știu să cheltuie bine banii, Ciolea știe să-i genereze. Eu cred că de acest tip de om e nevoie atunci când îl ofer celorlalți să îi reprezinte. Suntem nemulțumiți și asta cred că nu e cazul la Hațec sau la Deva sau Hunedoara. În general în România și astăzi mulți români își caută un viitor, un loc de muncă mult în afara granițelor, aici cuprinși fiind de deznădejde și de un sistem care bun, chiar bun profesionist fiind, nu te pune în valoare. Fac o paranteză și chiar mă gândesc oare cum e să fii medic și să încerci să dai sănătate unui pacient și primul lucru, direct sau indirect, să mergi să-i sugerezi să-și cumpere seringi sau să-și cumpere pansamente sau să-și cumpere glucoze, da, și e inadmisibil și pentru pacient și pentru cadru medical să fii pus să lucrezi în aceste condiții și cei ce te pun, politicieni aflate pe diferite funcții, să vorbească satisfăcuți. Și atunci alegerile, noi de regulă încercăm să inducem un climat haotic, să-i spun, în momentul alegerilor și să folosim astea instrumente. M-am încăpățânat și m-am ferit de astea întotdeauna. Nu e normal ca într-o competiție
așa cum e, sunt alegerile. Să fii extrem de coerent și extrem de clar în a-ți exprima viziunea ta asupra ce trebuie făcut în satul tău, în orașul tău, în județul tău, în țara ta. Și suntem extrem de mobilizați și de optimiști în ceea ce înseamnă alegerile de la Colegiul Hațeg, cum la fel de optimiști suntem în, și în ceea ce înseamnă alegerile pentru eu parlamentare, pentru că mesajul nostru e extrem de responsabil și extrem de clar și extrem de consistent în soluții, nu pentru noi, nu pentru noi, ci pentru ceea ce ne batem să reprezentăm. Și lucrul ăsta trebuie precizat extrem de clar, că altfel, dar am avut și din păcate și în zona Hațeg, niciodată nu am adus candidați de import care să vină, să folosească încrederea cu care i-am investit la alegeri și după aia încrederea, odată câștigată, să o folosească doar în interesul lor sau mai știu eu ce, alte cercuri de interese din cu totul, un om de-al locului, cu totul și cu altă ca zonă. Să un om de-al locului pe... care cunoaște bine locul, exact. Care a muncit, care n-a așteptat momentul ăsta, îmi va fi bine de acum că ajung în Parlament, nu acolo, muncesc în continuare și vă reprezint pe voi. Sunt extrem de convins că bine, pe care eu sunt convins că într-o formă sau alta, declarativ sau uneori și în acțiune, ne-l dorim cu toții, vine doar din noi. Doar din noi, atât cât reușim să ne mobilizăm și sigur cât atunci când discutăm de a reprezenta, să fim altruiști față de ceilalți. Cam asta e competiția corectă și atunci sub nicio formă de ce să te ferești de ea. Nu cred și lupt împotriva asemenelor practici de a forța omul să voteze pentru tine, de a-l prinde prizonier în mai știu eu ce, și există din păcate și nu știu, e accentuat. Transilvania în general votează altfel de cum votează Sudul sau votează nu știu, orice alt ținut al României, dar parcă aici, în zona de Hunedoara, votăm un pic diferit față de restul Transilvaniei și am constatat și în special în mediul rural și sunt multe unități administrative în Colegiul Hațeg-Călan, în Țara Pădurenilor, în care lumea e timorată. E inacceptabil acest mod de a face politică, de a timora oamenii să te voteze pe tine. Nu. Adică credeți că am ajuns la în stadiul acela în care... Așa se mișcă și în special în mediul rural lucrurile județul... Să nu mai dea un vot negativ, timorare. Să dea un vot pentru... Esențial e să duci campania și sigur să faci tot ce ține de tine să o câștigi, dacă câștigătorul să fie cel ce votează. Bun, dar într-o campanie trebuie să promiți ceva, pentru că e foarte greu să absolut, să vii categoric. Și să spui, ăsta sunt, poate nu-l cunoaște pe candidat. Astea sau pe... sunt argumentele cu da, care deci trebuie să vii cu niște promisiuni. Nu cu, ce să spun, cumpărat de voturi, furat de voturi, intimidare, nu. Bun, asta ar trebui să se sancționeze, dar nu se prea sancționează. Sub nicio formă ar trebui să se sancționeze, e necesar să se sancționeze, dar e drumul lung, pentru că dacă s-a mai întâmplat să se sancționeze, cu regret am constatat că au fost sancționat de fapt votanții și nu persoana care a generat acest mod de comportament. Aveți câți primari în Colegiul 3? Patru primari. Foarte puțin. Puțin, nu aș spune foarte puțin, dar a fost partide, dar da. Aveți susținerea lor? Sunt implicați în campanie așa cum vreți, cum vă doriți? E absolut normal. Sunt primari, sunt oameni de încredere, nu văd cum s-ar putea încadra într-o logică negativă în care lucrurile să stea altfel.
pentru că cunosc viziunea asta legată de primari care încearcă să mobilizeze, și aici nu discut de PDL, da, să mobilizeze voturile într-o problemă sau alta, dar nu cred că putem cobori așa de mult lucrurile încât a negocia în ce localitate doriți dumneavoastră un drum. Când sunt alegeri pentru Parlamentul României, și discutând tot așa de voturile care le dăm în schimbul, nu știu, a unei alocări absolut incorrecte sau la limita legalității de la Consiliul Județean sau de la Guvern sau de unde o fi, ca să mobilizeze primarul lumea să voteze alții, să ajungem în situația în care sistemul de sănătate să fie la limita colapsului, în care sistemul de educație să lase enorm de dorit, în care locurile de muncă se devin o raritate și asta pe construcția unui drum care în general nu se face niciodată sau dacă se face, câștigă cei ce-l fac. Nu e mult prea coborât și efectele generale sunt devastatoare dacă am accepta, chiar dacă există ca și practică, în continuare acest mod de a genera voturi. Domnule Ciolea, veniți din mediul de afaceri, sunteți pe picioarele dumneavoastră, cum se spune, adică n-ați intrat în politică ca să faceți bani, ați intrat în politică probabil ca să cheltuiți bani, pentru că sunt sigură că așa se întâmplă. Știți cum merg lucrurile în mediul privat și probabil că nu v-a fost ușor ca să ajungeți să mențineți o afacere atâta timp. Ajungeți în Parlamentul României. Ce ați putea face pentru firmele mici și mijlocii? Pentru că de aici pornește bunăstarea unui popor. Dacă firmele mici și mijlocii merg bine, atunci și populația o duce bine. Știți cum se creează locuri de muncă? Aveți locuri de muncă în business-ul pe care îl conduceți? Ce crezi că trebuie făcut pentru mediul de afaceri, pentru susținerea mediului de afaceri? În primul rând, mediul de afaceri ar trebui, lucruri care nu s-au întâmplat, sprijinit cu multe facilități. Pentru, adică să plătiți impozite mai mici sau... Mai mici, chiar în zone defavorizate să fie create anumite legi mai speciale care să-i sprijine pe acei oameni din... care investesc, care riscă niște bani. Exact, dar din păcate se întâmplă alte aspecte. De exemplu, dacă vine un investitor mai puternic în zonă, primește alte întrebări, niște cum să fie sprijinit să-i pun un teren la dispoziție sau să intre în discuții despre facilitățile care ar putea fie venite din partea statului, cât și din administrațiile locale unde participă acel investitor. Și din păcate, chiar la noi și acolo, la mine în comună, nu există niciun investitor venit dintr-o altă zonă, tocmai consider din acest motiv și aș dori să particip, să elaborăm legi care să ajute în special mediul privat și oamenii de la țară, numai ca să nu mai primească numai impozite, taxe și la fiecare lună sau la două luni să auzim că mai se scumpește motorina, mai vine altă taxă sau noi. Altceva n-am auzit în ultimii doi ani și un motiv real care m-a determinat să candidez, să particip în această competiție, pentru că sunt convins că nu numai colegii voastre, în toată România este nevoie de altfel de oameni care să gândească, să facă legi și să ajute atât și omul de rând, nu numai pe ei însuși. O să fie greu și în politică, așa cum a fost greu în firma noastră să o puneți pe picioare și să aibă profit și să faceți locuri de muncă și să dați la oameni de muncă să trăiască unele familii mai bine decât altele. O să vă fie greu să schimbați ceva în Parlamentul României. Sunteți unul singur.
sunt, din zona aceea? Adică sunt, credeți că veți reuși să schimbați ceva? Sunt convins de acest aspect, dar orice început are un început. Dacă nu începem odată să schimbăm această etapă de oameni, ca să vină niște oameni să nu mai trimită în teritorii numai minciuni și să vină cu lucruri concrete, ce se întâmplă acolo și omul de oamenii din colegiu să fie informați corect și de acest aspect o să-i asigur că niciodată nu voi sprijini astfel de chestiuni să trimit în teritoriu minciuni și nu adevăruri. Sunt foarte multe locuri în zona de unde veniți noastră. Avem retezatul care poate fi pus în, are un potențial foarte mare și poate fi pus în evidență și se pot crea locuri de muncă datorită zonei. Mă gândesc că și acolo, nu numai în Comuna Pui, dar în tot colegiul, problema numărul unu a oamenilor este că nu au un loc de muncă. Mă înșel sau așa și este? Pentru că acum știți cum merg treburile acolo. Cu siguranță voi deveni interesat obligatoriu de tot colegiul și de toate posibilitățile și voi informa cetățenii foarte corect de totul ce se întâmplă. La SUSA București. Pentru că, cu siguranță, dacă ajung deputat în condiții în care lumea, cetățenii din colegiul mă aveam credere în mine și mă voi ajunge, o să merg cu lucruri corecte și reale care sunt nu cum se întâmplă de obicei și cum s-a întâmplat până acum. Locurile de muncă, domnule președinte, sunt o problemă și acolo, sunt o problemă în general, în întreaga țară. Partidul a fost criticat când ați scăzut salariile, pensiile, pentru ca România să nu pice într-un dezastru economic din care cu greu ar fi putut să-și revină. A picat un guvern din cauza acestei măsuri. Locuri de muncă nu s-au creat mai multe după ce a plecat PDL de la, după ce a fost depărtat PDL de la guvernare. Cum credeți că trebuie să se întâmple ca să avem totuși locuri de muncă mai multe și lumea să ducă mai bine? Evident, în primul rând să revină PDL la guvernare. Avem de-a face, din păcate, cu o continuare a stilului prin care a fost demolat guvernul PDL, guvern care, sigur, situația este extrem de complexă când discutăm de locuri de muncă. Guvern PDL care a făcut și greșeli. Mi-amintesc că la moțiunea prin care a căzut guvernul PDL, atacul numărul unu era legat de gazele de șist. Discuția aflată într-o fază extrem de incipientă. După ce au venit cei de la Mai sunt, nu mai sunt, USL, a început devastator, au început exploatări în băile Felix, a trebuit populația din zonă să lupte din răsputeri, date concesiuni și pe litoral, adică absolut alucinant. Și atunci, de unde să aștepți locuri de muncă? Cum a 2010 a însemnat, și insist pe asta, o perioadă de criză în care, îți place sau nu-ți place, trebuia să iei soluții. Văd că astăzi guvernul Ponta merge în continuare în minciuna inițială și exemplu relevant cu gazele de șist, spune că România are creștere economică. Ori creșterea economică e însoțită de creșterea locurilor de muncă și de scăderea prețurilor, pentru că ai creștere economică, crezi veniturile. El uită să explice de ce scad lucrurile de muncă, efectul e exact invers și atunci îți dai seama că la baza acestor declarații stă o minciună. Mai mult decât atât, ce înseamnă creșterea economică acum când economia mondială și-a revenit în mare parte din criză, să spui, a, stăm mai bine cu 1% ca și atunci când eram în criză. Nu, sub nicio formă, nu cred că
pe acești parametri putem să discutăm că guvernarea în Românie, în România, destinul României merge într-o direcție minim acceptabilă. Acum, sigur, guvernarea asta mincinoasă e construită, să spun, pe de altă parte, și asta mă dezamăgește cel mai mult, că sunt și lucruri la care ei se pricep, au îmbrăcat-o foarte frumos printr-o media în care prezintă lucruri așa cum vor guvernanții și nu așa cum sunt realitățile României. Nu știu, auzeam o dezbatere zilele astea și asta în legătură cu ce mi-a zis dumneavoastră cu scăderea pensiilor. Nu, la pensiile de peste 740 de lei s-a introdus plata CASE-ului. Dar și pot admite incorrect și nefolositor, dar auzeam zilele astea dezbatere venite dinspre guvern, trebuie să dăm o lege în care românii să nu mai aibă pensii mici. E absolut incredibil priceperea și lipsa de pricepere și incompetența modului în care e guvernată astăzi România. Și acum fac legătura și de ce e necesar să ai oameni care au muncit, care au muncit și să ridice mâna da sau ba după ce a făcut și el lucrul ăla. Că să-i spui cuiva care muncește zi de zi, muncește așa sau din munca ta dă atâta, ei e inacceptabil. Adică nu putem da o lege în care să spunem de mâine românii să fie fericiți. Am auzit și varianta asta. Am auzit și varianta asta și cei ce susțin asta sunt acum în Parlament. Nu. Noi trebuie să punem în valoare românii. Și ăsta ar fi spiritul Parlamentului. Știți ce trebuie să facă un parlamentar acolo în Parlament? Să facă lege. Să muncească așa cum e plătit. E bine el plătit. E plătit să stea de luni până joi în Parlament și vineri sâmbătă să vină să-și asculte cetățenii pe care de fapt îi reprezintă. Nu, eventual vine în teritoriu, plătit. Da. Poate trece pe la un șef de partid, nu știu ce fac, bea o cafea sau nu știu, altul ar fi plătând altceva împreună, după care se duce înapoi în Parlament. Dacă aude că trebuie ridicată mâna, ridică, cum mi se spune, și atâta tot. Și atâta tot, dacă ai merge la servici și mulți merg pentru 6-7 milioane și ai face asta și doar și cu, ce să spun, Senatul și-a votat vacanță de aproape două luni în perioada asta, da, e deja absolut uriașă ruptura dintre cum e condusă România și ce reprezintă viața celor ce sunt conduși. Bun, ai putea să mergi la servici mâine și să spui, știi, de mâine sunt în concediu două luni, și nu uita, să-mi dai și prima de concediu. Deci asta se întâmplă și eu cred că dacă ei ar munci așa cum s-ar plătiți, sunt plătiți, lucrurile ar fi în regulă. Logica, ascultă-i pe ceilalți, înțelege-i și atunci reprezintă-i. Dacă e respectată, eu spun că atunci putem orienta România pe drumul corect. Mai mult decât atât, și un lucru dificil în perioada asta e că incorrect, prin decizia guvernului, s-au suprapus alegerile pe un colegiu, adică ceea ce înseamnă Parlament Național cu alegerile europarlamentare. Suntem de mai bine de o săptămână în campanie pentru europarlamentare și sigur mie mi-e ușor să vorbesc că reprezint PDL și sunt convins că e cea mai bună echipă de oameni. Pentru că la urma urmei totul începe de la oameni pe care să-i trimiți și să te reprezinte în Europa. Dar din partea celor ce guvernează astăzi, n-am auzit un argument de ce să votăm partidul cu tare sau partidul cu tare pentru a ne reprezenta în Europa. Ori, indiferent, și eu înțeleg și pe cei care sunt eurosceptici.
îi înțeleg, au gândirea lor, au parțial și dreptatea lor, dar pasul mare pentru România a fost înregistrat odată cu admiterea sa ca membru în Uniunea Europeană. Exact. Și atunci e extrem de important, cum nu-i tot una dacă pe tine mare echipă de fotbal te antrenează Mircea Lucescu sau Mourinho sau te antrenează nu știu cine de la partid, pus că ești vărul lui sau că te mai ține lângă tine, că împreună ați alimentat societatea de drumuri din județul Hunedoara. Nu-i deloc diferit. Nu e același lucru sub nicio formă. Clar. Și atunci totul începe de la oameni. Și atunci, în plină campanie europarlamentară, de a nu discuta despre Europa, care e rolul nostru acolo? Pentru acum suntem membri. Bun, suntem membri și în ce condiții? În ce obligații? Câștigul vine după muncă, într-o societate sănătoasă. Drepturile vin după ce ți-ai achitat obligațiile. Ori pasul înainte, într-o lume care evoluează, în care tehnologia a luat un avânt, dacă în urmă cu 25 de ani plângeam pe la sediile ce era la PTTR-ului să ne, un an, doi, trei, să ne instaleze un telefon fix, acum dacă stai 5 minute la un distribuitor de telefonie mobilă, ți se pare mult, astea și fără să ne dăm seama, ne schimbă viața. Ca schimbările să fie corecte, trebuie să ai un spirit vizionar și să fii cu un pas înaintea lor. Și când ai cerut să-i reprezinți pe ceilalți, atunci să-i reprezinți. Ori construcția europeană e aproape exclusiv viziune unde vrei să duci națiunile Europei, pentru că istoria evoluează până în urmă cu 200 de ani nu aveam națiuni. Da? S-au creat națiunile, interferența dintre națiuni duce la progres. Și acum interferența devine totală. Națiunea noastră tinde să devină Europa. Dacă până în urmă, și de asta am spus că înțeleg pe cei eurosceptici, dacă treceai granița, îți pierdeai viața. Da? Astăzi a trece granița e un lucru absolut normal și dacă cineva ți-ar interzice-o, ți-ar părea normal. E evident exact. Că ai fost lezat într-un drept. Hai să vedem progresul ăsta, hai să facem o dezbatere totală, pentru că doar așa putem progresa. Spun mulți, pe ce mă interesează Europa? Eu vreau să vă spun că până în perioada preaderării, ne puneam problema cum mai aducem apă de la Sfântă Mărie Orlea la Deva, cum evacuăm canalizarea din Deva și să nu mai poluăm Mureșul, orică lucrurile astea se schimbă în bine și se schimbă pe resursa europeană. Da, bani europeni, care sunt foarte importanți. Bani extrem de importanți. Dacă mulți își caută astăzi un rost în Europa și îți găsesc lucru, e extrem de important s-a deschis și piața ca ei să fie și reprezentați corect. În ce condiții exact discuți de legislația muncii? Vreau să... O altă problemă de care ne lovim și eu sper ca ea nu să se prăbușească așa, să genereze un cutremur economic în județul Hunedoara. E vorba de complexul energetic. Extracția de cărbune. Și acum, când discutăm de complex energetic, discutăm de un tot unitar gândit de noi la momentul respectiv, de extracție de resursă primară de cărbune și, sigur, de generare ulterioară prin termocentrale a energiei. Complexul funcționează astăzi sub guvernarea, mi-e greu să definez guvernarea, ce mai e acum, PSD, UNPR, USL, pe de cealaltă parte. PSD, e și o realitate, nu de mult timp cei de la PNL s-au desprins
și efecte de guvernare împreună încă există, evident, în teritoriu, la nivel județean, încă funcționează, da, împreună și au menținut după structurile și atunci mie îmi spune că e doar un câștig personal și nu e un câștig, da, nu e un câștig general. Legislația extracției de cărbune se face după directivă europeană, după legislația europeană. Atunci, e extrem de important pe cine trimiți acolo să aibă grijă ca legislația, așa cum e trimusă de la Bruxelles, să nu-ți dea în cap în Valea Jiului, să se te prăbușească economic, inclusiv atrăgând în spirala asta cele două termocentrale, ancore puternice economice în județul Hunedoara, să le prăbușești pentru că cineva n-a știut să ia o excepție. Bătălia între candidați pentru europarlamentare este... Văd plin de bannere. Este foarte mare, asta vreau să spun. Persoane care nu candidează. E un salariu, o sumă extrem de... Da, suma înțeleg că e de mare, merge pe la 20.000 de euro cu toate... Și atunci facilitățile, mie mi se pare... Dar interesul alegătorului nu e așa de mare. Unui asemenea candidat, interesul alegătorului nu e așa de mare. Nu numai România. Eu am mai spus-o de atâtea ori. Când unii au ajuns la 70% și n-au făcut nimic sănătos pentru țara asta, ci dimpotrivă, ei se legitimau la modul ne-a votat lumea. Fals. Fals pentru că e doar un jumate de adevăr. Jumatele de adevăr, aproape fără excepție, înseamnă minciună. Lumea votează și plătește impozite. Plătește impozite și pe impozitele astea funcționează și școala, și spitalul, și parchetul, și judecătoria, și curtea de apel, și ANI, și primăria, pe banii cetățeanului care votează. Dacă instituțiile nu-și fac datoria, omul, pe banii lui, că de-aia plătește, să primească un serviciu înapoi, nu-l primește și e pus în situația să voteze în necunoștință de cauză. Și apropo, extrem de important, tot din banii ăștia e plătit și CNA-ul și atunci cred că dezbaterea publică ar trebui echilibrată foarte mult, foarte mult în România. Pentru că și asta înseamnă diferența între a fi sau nu fi o societate dezvoltată. Ai oameni politici responsabili, altruiști, vizionari, care gândesc pentru ceilalți, pentru că mi-e foarte greu să cred că vine cineva, dacă doriți, de la Lelese și spune el și neinformat și ai toată grija să-i transmiți informația deformat și votează corect pentru cum trebuie duse luptele pentru România și pentru românii la Bruxelles. Nu, eu cred că cetățeanul e ultimul vinovat. Noi, la nivelul județului, spre exemplu, și asta o să o facem și în campania de pe Hațeg, am luat decizia, riscantă de altfel, dar crezând în tăria argumentului, acoperit de comportament, acoperit de acțiune, să nu mai umbrim toate construcțiile de altfel necesare în viața noastră. Poduri, stâlpi cu afișele partidelor. Lucru ilegal de altfel. Lucru ilegal, dar văd că cei ce stăteau până mai ieri pe 70% o fac în continuare. Dacă tot dăm o lege în țara asta și o stabilim, cum a semnul mare de întrebare rămâne cine sunt persoanele alea care fac legi. Și asta vrea noi să reglăm în 25 mai, odată. O să o reglăm și ulterior. Mă întreb. De ce nu o respectăm? Noi am luat decizia asta și poate unii cetățeni se vor întreba. Eu nu cred că cineva numără afișele. Păi, nu știu, pe DLO parcă a pus prea puține afișe. Nu, le punem în locurile reglementate prin lege. Pe da. Care eu cred că și în primul rând, din respect, trebuie să o aplicăm. Da. Da. Și pe de altă parte, o lege care nu-i bună, să trimitem oameni deștepți în Parlament să facă alta mai bună. Lucrurile nu sunt
Eu nu le văd deloc complicate. Nu-ți bătute în cuie, da? Multe nu trebuie să le inventăm noi, trebuie doar să exact. Le aplicăm și să nu mai sufocăm dezbaterea publică prin a crea încă o televiziune și încă o televiziune care din spate să transmită doar mesajul mincinos în folosul unuia sau în folosul altuia. Am mai spus-o de atâtea ori. În primul rând, suntem români. România are valori și atunci e absolut inacceptabil să ai comportamentul că atunci un român valoros, dacă nu-ți satisface interesul tău, care ești mare patron de televiziune, să începi să arunci, să-l discreditezi, să arunci zilnic cu noroi. Eu cred că dacă am merge pe drumul însumării lucrurilor pozitive din fiecare din noi, societatea ar avea enorm de câștigat și mă întreb de atâtea ori când îi aud pe mulți politicieni, de la, nu știu, primul sinistru, la cine doriți dumneavoastră, oare asta e România pe care dorim să o lăsăm copiilor noștri? Nu, eu cred că avem datoria clară de a lupta corect și de a spune adevărul. Domnule Ciulea, proiecte pentru, ajungeți în Parlamentul României, proiecte pentru zona de unde veniți, pentru oamenii pe care îi reprezentați, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem... În primul rând, pe zona cunoscută de către mine, pe turism nu cunosc să existe proiecte, cel puțin nici în derulare și nici începute, nu am auzit de așa ceva spre... Și aș încerca să aduc cât mai mulți investitori, să elaborăm, vreți să le acordăm sprijin pentru ca să devină o zonă mult mai atractivă și să fie cât mai mult populată. Toată lumea are ce-i trebuie acolo, există alimentare cu apă peste tot, din școlile sunt funcționale toate. Din păcate, la oraș sunt o parte din ele finalizate, dar mare parte la zona rurală sunt parțiale și cel puțin apa și canalizarea foarte, în foarte puține localități. Deci aici puteți interveni. Sunt proiecte, de exemplu, de canalizare care sunt începute din 2004 și nefinalizate nici în prezent. Mm-hmm. Și aici aveți de gând, dacă ajungeți deputat, cu siguranță, să ajutați? Chiar dacă nu sunt primar de la PDL, dar... Cu siguranță, în situația în care... Oamenii nu sunt de vină pentru că au oamenii un primar vor acorda încrederea, voi... Mă voi interesa și le voi explica cu exactitate de ce nu s-au derulat într-o perioadă așa de lungă, că cineva le-a oprit, bănuiesc, după, din 2004, de exemplu, canalizarea din Comuna Pui, care o cunoșteau nici... Da, am înțeles. Bun, vă mulțumesc, vă urez succes, vă spun la revedere pe mâine.